Bun ziua, salutare prieteni, urmăriți emisiunea Lumina, sunt eu, vlogerul vostru preferat, Andrei Patruc. Ha-ha, mereu cu ochii în patru. Lăsăm gluma la o parte. Să fim serioși. Am remarcat în ultimele câteva săptămâni că la emisiunile politice din Moldova este invitat o leacă mai des decât eu mi-aș dori personal, Vlad Filat. Eu nu știu care-i părerea voastră apropo de acest înalt păcătos. Scrieți-mi mai jos în comentarii. Că eu nu știu care e părerea voastră. Da, eu nahui, честно сказать, ебал я в рот. Dar hotărât să nu stau și eu în spatele acestui trend, să stau și eu de vorbă cu el, adică cum, mai degrabă nu cu el de vorbă, dar lui el să-i vorbesc. Da, pentru că el încă din 2014 m-a blocat pe Facebook, așa că da, să-i vorbim lui, sperăm că ne va auzi. Dar până atunci vă propun o scurtă călătorie în timp. Mergem în departatul 2015, în Parlamentul Republicii Moldova, să urmărim un scurt fragment din legendarul discurs al lui Vlad Filat de atunci. Spuneam într-un interviu mai devreme că în momentul în care o să vorbesc, o să sară în aer tot sistemul ăsta politic din Republica Moldova. Și poate a venit timpul să sară în aibii odată în aer și să construim ceva sănătos, funcțional, nu cinic și fățarnic. Și poate a venit timpul să sară naibii odată în aer, a? Și poate a venit timpul. Vedeți cum el, spre deosebire de Andrean Candu, Vlad Filat n-a zis că va veni timpul, dar poate a venit timpul când eu, Vlad Filat, voi vorbi și o să sară naibii odată în aer toată clasa asta politică, fundal cânta Gheorghe Țopa. Și noi l-am auzit, ne-a plăcut și noi în sinea noastră am zis și bine ar fi Vlad Filat să iasă odată, să vorbească și să sară naibii odată în aer clasa asta politică și fundal cânta Gheorghe Țopa, a? Așa a fost în 2015 și parcă de atunci a trecut o leagă de timp. Și că eu stau și mă întreb, dar Vlad Filat de atunci o grăit? Măcar o dată. O grăit. Dar, et seama, ceva o sărit în aer? Ceva-i, zic, o explodat? Păi așa, dar n-a mai explodat nimic, domnule premier. Eu cred că a explodat tot. În ce sens? În sensul direct. Păi, spuneți-mi ce a mai rămas din acea clasă politică care era la momentul respectiv. Care e la Miami, care e... unde și tot așa mai departe. Care e la Miami, care e unde și tot așa mai departe. Să-i spunem lui Vlad Filat care e la Miami și care e tot așa mai departe? Să-i spunem lui Vlad Filat cum a sărit în aer clasa politică din 2015 și s-a trezit imediat în fracțiunea pro-Moldova, partidul ușor sărbătorind iluminare stradală la Taraclia cu el de Violeta Ivanov. Băi, tu n-aveai cont pe Facebook când Violeta Ivanov deja o dădea cu Seșara Șocanu în numele genților lui Vuitton pentru Șixa. Nu mă crezi? Uite la un fragment din emisiunea Substantive cu Violeta Ivanov. Oameni de afaceri, pedagogi, medici, studenți, femei, copii, pensionari, invalizi, integrare europeană, poveste de succes, corupția, hoția și contrabanda, votați Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Doar pe Ceremie, doar Voronin. Ap ce? Domn Filat? Ce exact o sărit în aer? Ce-o explodat? Păi, spuneți-mi ce a mai rămas din acea clasă politică care era la momentul respectiv. Poate, ăsta mai, cum se cheamă? Clanul Voronin o duce tot mai greu. Pensionarul Voronin în are bani de comunale și ea cam o să vede că o explodat, o sărit în aer. Băiată, vă știu. Ce serios? Dar poate politicianul Dumitru Diacov. Gata, o plecat din politica moldovenească că nu mai are smască, ca să continui să fie tot așa discolski. A? Dar poate brătoșii ăștia mai mici de-al de Cafcaliuc, Jăzdan, Pânzari nu și-au făcut partide, nu sunt politica moldovenească, nu sunt șef pe la ministerie, dar au sărit naibii tăți în aer. A? Sau poate lingăi al de Chicu s-o trezit dimineața și zis, gata, nu mai slujesc regimuri criminale, a să mă apuc de olărit. Asta situația, pentru că, представьте себе, вот делаешь большую-большую вечеринку вечером, а через три дня твои гости в том очорбе лежат. Кто ты будешь после этого? Кто ты будешь после этого? Sau poate, dragă Vlad Filat, mai grăim un pic și despre actorul moldovean la Londra, Luca Filat, un tânăr care, potrivit autorităților britanice, a adus o viață destul de nihuiuvă în ultimii ani. Dar asta este cu totul altă istorie. Asta e cu totul altă istorie, dar eu tot și insist, dragă Vlad Filat, să-ți povestesc cum Luca Filat și-a cumpărat un Bentley cu 200.000 de lire sterline, a plătit chiria unui apartament upfront cu 400.000 de lire și culmea e că atunci când agenția de recuperare a bunurilor din Marea Britanie o venit și l-a întrebat, drăgăstos l-a întrebat, dragă Luca Filat, mă, nu iubă de vrut, nu de unde te-ai bănărit tu ăsta? A Luca Filat, cu mâna pe, o zis foarte sincer,
că toate transferurile astea din Irak, Turcia, insule Cayman, inclusiv împrumutul în numerar de 5,5 milioane dolari de la o firmă din Irak. Asta tot este, atenție, atenție la ecran, cadouri de la prieteni, cadouri de la prieteni, cadouri de la prieteni. Astea sunt cadouri de la prieteni, că ești zdruși, blăd, de nu camelă. Dragă Vlad Filat, mai întreb odată, și anume, din tot ce am enumerat mai sus, și probabil încă n-am enumerat pentru că încă nu cunosc, ce anume a sărit în aer, ce a explodat? Eu cred că a explodat tot. În ce sens? În sensul de drept. Dragă Vlad Filat, un om care și-ar fi dorit să explodeze clasa politică din 2015 n-ar fi spus în Moldova anului 2020 cu un dodon la putere, trăind din culioașe, salariat full-time la Moscova, n-ar fi spus că deja a explodat tot. Pentru că dacă avea să explodeze, te mai vedeam noi pe tine în rol de mândru mucenic plângând de dor și luptând pentru țară, pentru neam și pentru neam-neam. Sau poate te auzeam o singură dată, o singură dată, într-o singură conferință de presă, timp de 30 de minute, ești tu, Vlad Filat, și spui: eu, subsemnatul Vlad Filat, merg amu la procuratură să mă autoincriminez pentru laba mea peste fisc, laba mea peste contrabanda cu țigări, laba mea peste vamă, laba mea peste privatizările ilegale și la urmă aveți să dai un sfat de ăsta gratuit pentru toți cei care vor în politică. Aveți să spui: și dragii mei, tineri politicieni de peste tot, să știți, nu toate jurnalistele cu care vă culcați în pat sunt și soții. Unii mai sunt și amante. Vă mulțumesc, al vostru Vlad Filat. Aplauze, gata. Dar voi ce credeți, dragi prieteni? Când va veni acea zi când Vlad Filat ne va bucura cu asemenea ieșiri în public? Nu trebuie chiar tot să explodeze, dar măcar o leacă, măcar cât am enumerat noi în acest video, a? Dar nu prea cred. Cu toate astea vă rog să apăsați foarte tare pe butonul like, pe butonul share. Poate în apartamentul pe care îl închiriază Vlad Filat este suficient Wi-Fi ca să reușească să vadă acest video până la capăt. V-am cuprins, mult sănătate vă doresc, mă închin în fața celor care susțin emisiunea Lumina în fiecare lună pe patreon.com/fedot. V-am pupat!